Aici am venit din nou o competiție
și acel monitor am văzut, Thank you.
Imagine bănuiesc care le-ați preluat, modalitatea de a motiva tinerii să facă sport și în primul rând ne bucurăm de această sală de sport minunată, care am reușit anul trecut să o finalizăm și cred că este un obiectiv important pentru tineri din comună, deși este nevoie și de o a doua sală în satul Cătămărești, menționez că totuși suntem un comun cu peste 10.000 de locuitori, pentru că avem foarte mulți tineri. Astăzi ați văzut aproape 200 de tineri, cred că în puține locuri veți reuși să vedeți atât de mulți la un loc. Mă bucur, în primul rând, cei sunt aproape de mine și iar eu țin aproape de ei. Asta fac de 20 de ani de zile, asta fiind aceea de-a doua ediție la fotbal în sală. Până acum făceam cu timpul verii la iarnă. Fiecare competiție are rolul ei și este și frumoasă. Va fi o competiție și pe terenul de fotbal? În vară, pentru că de așa lucrurile se comprimă și odată la 4 ani mai apărim și în fața oamenilor, pentru că este firesc, este și normal. După ce vom termina luna iunie cu bine, o să apărem din nou. O să mai creăm competiții pentru toate categoriile de vârstă, cui place sportul. Și nu numai atât, și tenis de masă, și șah, și alte activități sportive, pe lângă munca, perseverența care o avem săptămânal pentru a veni în folosul cetățenilor. Tot ce au nevoie în comunitate. Dacă tot e să păstrați tradiția, reînființați și echipa de fotbal? Am avut o perioadă, știți foarte bine, vreo 14 ani de zile am avut echipă la Liga 4, am avut echipă în Liga 3 de 3 ori. Este o cheltuială imensă, câteodată am avut părți de cofinanțare foarte mari din partea primăriei pentru apă, canalizare, drumuri, școli, grădinițe, tot ce implică cheltuială pentru dezvoltarea comunității. Și atunci a fost nevoie să fixez finanțarea echipei momentan pentru ca să putem să ne ducem la bun sfârșit proiectele care le avem în curs. Care urmează, bineînțeles.